Bine v-am regăsit, dragilor! În următoarele minute vă invit să aflați care sunt beneficiile drobușorului pentru sănătate. Drobușorul sau Isatis tinctoria este o plantă erbacee întâlnită în stațiuni calde, pe câmpuri, lângă drumuri sau pe dealuri stâncoase. În China, rădăcina drobușorului este foarte populară. De la plantă se pot utiliza rădăcinile, florile sau frunzele. Până la sfârșitul anului 1600, când indigoul a fost adus în Europa din Orientul îndepărtat, drobușorul a fost una din sursele de colorant albastru din Europa. În Evul Mediu, pentru obținerea vopselei, frunzele se culegeau înainte de înflorire și se pisau obținându-se o pastă. Aceasta se amesteca cu apă și se lăsa la fermentat. Procesul era unul îndelungat, dar când fermentația înceta complet, se obținea o pastă verzui neagră-brună. Astăzi se mai practică vopsirea în galben a fibrelor naturale. În acest scop se culeg florile sau planta întreagă. Frunzele și florile plantei se recoltează pe timp frumos, după ora 10. Rădăcinile se recoltează toamna sau primăvara. În fitoterapie, părțile aeriene ale plantei sunt utilizate ca remediu antiscorbutic, icter, pentru vindecarea rănilor sau în edeme de diferite naturi. De asemenea, se recomandă utilizarea plantei preventiv împotriva cancerului, mai ales de către persoanele cu risc ereditar. În testele de laborator, planta a prezentat acțiune antibiotică asupra germenilor precum streptococul hemolitic, bacillus subtilis, bacillus tipi, esterichia coli și salmonella enteritidis. Drobușorul controlează o gamă largă de organisme patogene, inclusiv viruși. Frunzele și florile au acțiune antibacteriană, antivirală, febrifugă, anticancerigenă și astringentă. În medicina tradițională chineză și Ayurveda, rădăcina are foarte multe întrebuințări. Parotidita epidemică sau oreonul este o boală contagioasă cauzată de un virus care se transmite de la o persoană la alta prin salivă, secreții nazale și contact apropiat. Apare mai des la copii, dar apare și la adulți care nu au făcut boala în copilărie. Oreonul afectează în principal glandele salivare, numite glande parotide. Simptomul cel mai des atribuit oreionului este umflarea glandelor salivare. Boala trece de obicei fără a provoca daune grave sănătății unei persoane. Complicațiile grave sunt rare, dar oreionul poate duce la meningită virală dacă virusul se deplasează în stratul exterior al creierului. Alte complicații includ umflarea testiculelor sau a ovarelor dacă persoana afectată a trecut de pubertate. În medicina tradițională chineză, drobușorul este utilizat în această afecțiune pentru a reduce inflamația și a calma problemele asociate cu oreionul. Tot în medicina tradițională chineză întâlnim rădăcina plantei utilizată în tratamentul aftelor bucale. Totodată, în China, una din utilizările tradiționale ale drobușorului este pentru tratamentul mușcăturilor de căpușe. Capacitatea sa de a lupta împotriva bacteriilor îl face excelent și pentru a preveni infecțiile rănilor. În plus, rădăcina de drobușor este o opțiune minunată pentru tratamentul osteomielitei. Osteomielita reprezintă inflamația și distrugerea osoasă cauzată de bacterii, microbacterii sau fungi. Simptomatologia comună constă în durere osoasă localizată și sensibilitate la palpare. Aproximativ 80% din cazurile de osteomielită sunt rezultatul infectării prin contiguitate de la plăgile deschise și au frecvent cauză polimicrobiană. Staphylococcus aureus este prezent în mai mult de 50% din cazuri, iar alte bacterii comune sunt streptococii, bacteriile gram sau anaerobii. Atât frunzele cât și rădăcina de drobușor sunt utilizate în tratamentul pneumoniei. De asemenea, planta poate fi folosită în tratamentul gripei, febrei, amigdalitei și infecțiilor cutanate. Frunzele zdrobite pot fi aplicate pe piele, peste splină, care se găsește în partea stângă a corpului, pentru a calma durerile și pentru a elimina rigiditatea organului. Planta nu trebuie utilizată de persoanele care au un puls mic.
Ceaiul se prepară din o linguriță de plantă la o cană cu apă clocotită. Frunzele proaspete pot fi utilizate și mestecate. Acestea se mestecă bine, se înghite sucul rezultat, iar restul se aruncă. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să sprijiniți acest canal, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. De asemenea, puteți distribui videoclipul pentru ca informațiile să ajungă acolo unde este nevoie de ele. Informațiile prezentate pe acest canal au caracter informativ. Pentru orice problemă de sănătate, adresați-vă medicului dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate și toate cele bune!